40 și creare de grupuri sanitare individuale, în jur de 300 de milioane de euro. 300 de mii de euro. Centru comunitar integrat pentru copii, tineri, persoane fără loc de muncă, bătrâni, tot în acea zonă, 200 de mii de euro. Asta putem da la SLAS, dacă vedem. Bun, deci dacă ne dublăm. Centru de consilieri, mediere și instruire a persoanelor în căutarea unui loc de muncă responsabil Camera de Comerț. Noi aveam 196, dacă 200 de mii de euro. Poate și AJFM-ul mai luăm niște bani de acolo. Așa. Creșterea siguranței cetățeanului în zonele marginalizate. Cu poliția? Cu poliția municipiului, cu poliția locală, împreună, deci în jur de 400 de mii de euro. Introducerea centrului istoric în circuitul național și internațional prin reabilitarea ansamblului urban, clădiri și ce monumente ce se mai fac acolo, o sumă care... De ordinul milioanelor. Cel puțin 2 milioane de euro, dar o să ne mulțumim cu 1.500.000 deocamdată, pentru că nu avem de unde. Da? Muzeul Diversității Multiculturale poate merge, poate îl ia altcineva. Punem și aici 100 de mii de euro. Creșterea gradului de echipare edilitară a zonelor defavorizate prin extindere rețele de apă, canal, gaze, luminar public, eficient, modernizare, străzi, cât o mai rămas. Ia să facem un total, să n-am făcut. 300, 200, 500 și cu 200, 700. Și cu 1.500.000, 3.200.000, da? Și cu 103.300.000 și mai avem 4.000.000. 4 milioane și ceva au apărut. Aici punem 1.000.000 de euro. Pentru străzi și atât. Atât. S-a cheltuit toți banii, da? Da. Mulțumim. S-a cheltuit și peste, pentru că poate unii nu cheltuiesc și avem mai rezervă. Întrebări din partea celorlalți participanți. Aprecieri. Da, doamna prefect, cum apreciați viziunea? Foarte bună, de la prefectură. Primăria are viziune. Bine, mulțumim și felicitări pentru gradul de încredere pe care l-ați câștigat în rândul instituțiilor din Botoșani. Mulțumim frumos. A, ideile dumneavoastră? Da. Sunt aspecte de educație care au fost prinse aici. Și mai ales măsuri coercitive. Deci să vedem, poate prindem ceva la educație. Fac observații. Nu am, în afară de proiectul care este la Camera de Comerț cu consilierii mediere, nu avem proiecte de tip soft, de PSE, atenție! Deci atenție că trebuie să echilibrăm ideile de proiect. Am pus noi. Bun. Ok. Bine, aplauze atunci.